Polițiștii au arestat un bărbat în vârstă de 35 de ani de origine română, în calitate de presupus autor al unor infracțiuni de amenințări grave. Acesta a fugărit clienții unui bar cu drujba pornită într-o mână și cu un par în cealaltă. Conform mesajul.ro, libertatea.ro informează că faptele s-au petrecut pe 31 august, dar poliția a făcut totul public abia acum, după arestarea românului. În jurul orei 1 dimineața, agenții au primit un apel care anunța că un individ amenința cu o drujbă pornită mai multe persoane într-un bar. Ajunși la fața locului, agenții au făcut o primă cercetare a locului, nereușind să-l localizeze pe agresor, astfel că polițiștii s-au întâlnit cu proprietarul barului, care a povestit că totul a plecat de la o ceartă între doi bărbați. Unul dintre ei, care ajunsese într-o stare de mare nervozitate, a început să arunce scaune și să lovească mobilierul, în vreme ce clienții care se aflau înăuntru au încercat să calmeze situația. Individul, trezindu-se încolțit de mai mulți oameni, în loc să se calmeze, a părăsit localul, strigând "Acum veți plăti cu toții" și s-a întors după vreo 5 minute cu o drujbă pornită și un par în mâini. A început să alerge clienții prin bar și să-i amenințe cu moartea. Agenții l-au localizat pe român, procedând la identificarea și arestarea acestuia pentru o presupusă infracțiune de amenințări grave, iar în timpul perchezițiilor au găsit în locația unde a fost identificat și drujba cu care i-a amenințat pe clienții barului, relatează mesajul.ro.